Bun găsit, dragii mei! Acest horoscop este dedicat leilor, celor care au ascendentul în leu, luna în leu sau alte marcaje importante în leu sau poate partenerul, partenera în leu, mama, tata sau pentru cine mai ascultați voi acest clip. Horoscopul anului 2021 pentru Zodia Leu. Este la nivel general, vă voi spune clar și la obiect câteva lucruri importante despre 2021 în dragoste, pe sectorul financiar profesional și desigur și pe sănătate. Dacă apar alte informații, vi le spun și pe acelea, dar oricum vom dezbate în amănunt la fiecare clip în parte, zilnic, lunar, săptămânar, așa cum v-am obișnuit aici pe canal, apare în fiecare zi cât un clip. Înainte de a începe, vă voi extrage, așa cum am extras și celorlalte zodii, un mesaj, mesajul anului 2021, mesaj care să vă ghideze, mesaj care să vă ajute să luați poate ceva decizie sau care să vă apese pe un butonaș să faceți o anumită schimbare. Ia să vedem care este mesajul pentru voi. Binecuvântări. Ceea ce pare să fie o problemă este de fapt o parte din răspunsul la rugăciunea ta. Vei înțelege motivele din culisele situației tale actuale, în timp ce totul se rezolvă. Ai încredere în protecția și infinita înțelepciune din ceruri pentru a primi cel mai potrivit răspuns la rugăciunea ta. Tot ceea ce vi se întâmplă este o binecuvântare, chiar dacă uneori nu prea sunteți voi de acord cu ceea ce vi se întâmplă, pentru că mintea noastră poate să fie destul de încăpățânată și să facă acolo o mulțime de scenarii și să nu vadă cumva lecția din spatele unei situații. Pentru că fiecare situație vine cu o lecție, vine cu o putere de a crește și de a evolua, pentru că de asta suntem aici pe pământ. A spune că veți avea parte de tot felul de situații în 2021 și atunci când vă e mai greu, să vă aduceți aminte de acest mesaj, de acest cartonaș, că ceea ce pare o problemă este de fapt o binecuvântare care vă ajută să creșteți și să evoluați. Aveți mai multă încredere în tot ce înseamnă planul divin. Dați-vă voie să vă iubiți, să vă cunoașteți mai mult, să lucrați mai mult cu voi și să aprofundați, poate, eu știu, anumite cursuri care să vă ajute să vă descoperiți care vă este misiunea, calea, să nu neapărat cursuri, poate fi o terapie, poate fi o sesiune de astrologie sau, mă rog, nu știu, să vă descoperiți voi anumite talente, anumite abilități sau să vă puneți în situații care să scoată la iveală părți din voi necunoscute până acum. Ce faceți voi anul acesta, 2021, din punct de vedere amoros? Sunt așa foarte zâmbăreață la voi, pentru că pentru voi este un an în iubire excelent. Este un an, iată că ați tot suferit, s-au întâmplat atâtea lucruri, împăcări, despărțiri, certuri, depresii, scandaluri, dezamăgiri. Bine, au fost și lei care au fost foarte fericiți, dar au fost mulți lei care au suferit tare mult și care au avut parte de răsturnări de situație. Iată că în final sunt fericită pentru voi. În final, într-un final, aveți parte de o energie benefică, de o energie frumoasă pe tot ce înseamnă partea asta a parteneriatelor, căsătoriei, angajamentelor în iubire. Jupiter în vărsător, casa voastră a șaptea, casa căsătoriei, casa parteneriatelor, vine să vă ajute să puneți totul cap la cap, da? Bine, vine împreună cu Saturn. Împreună vin să vă ajute să vă duceți la următorul nivel în viața de cuplu. A spune că 2021, seriozitate în relațiile voastre, căsătorie, iubire, copil, logodnă, totul pozitiv. Bine, desigur că vor fi și lei care, dacă nu sunt fericiți, să pună punct, tocmai pentru aș descoperi sufletul pereche și persoana potrivită cu care să facă lucrurile pe care le-am menționat. Așa că dacă simțiți voi că stai că nu mă prea regăsesc aici, nu urmează să fac niciun pas din potrivă, viața mea amoroasă este într-un punct neprietenos, înseamnă că trebuie să faci o schimbare, că trebuie să iei o decizie,
să faci loc să apară persoana potrivită pentru tine în 2021, care să sperăm că va fi pentru toată viața. Așa că puteți să vă angajați în relații sănătoase, pozitive, le puteți îmbunătăți și face mai puternice pe astea pe care le aveți și cumva să luați decizii și să creați conexiuni mai durabile, să luați decizii pe partea asta de iubire. Mercur retrogradează și el un pic chiar la început de an și vine cu un impact destul de mare pe tot ce înseamnă cuplu. Deci chiar de la început de an vă faceți voi timp să schimbați niște lucruri, vă faceți voi timp și vă gândiți și plănuiți și alcătuiți tot felul de, să le spunem așa, da, planuri pentru a vă îmbunătăți viața de cuplu. Cumva începeți anul în forță pentru că știți ce vreți și vreți să atingeți mai repede lucruri pe care vi-l doriți. Apoi, după ce mai dezbatem una alta cu Mercurul ăsta retrograd, chiar din luna februarie, și experimentați ceva suișuri și coborâșuri, aveți o viziune clară asupra problemelor pe care le aveți în cuplu, dacă sunt, și le rezolvați tocmai pentru a vă duce către partea fericită, pozitivă, de care spuneam la început, pentru că finalul ăla este relaxare, liniște sufletească, relaxare în viața de cuplu, sau, mă rog, un parteneriat care să fie pozitiv, să fie benefic amândurora, că nu e vorba să fie doar unuia, trebuie să fie amândurora. După ce terminați voi cu acest Mercur retrograd în februarie, îmi arată că veți avea ceva discuții, ceva, să le spunem, momente în care vă veți împărtăși anumite frici, le veți scoate la suprafață și le veți elibera. E foarte important să comunicați la nivel de cuplu, pentru că nimeni nu o să ghicească ce vă doriți voi, nimeni nu o să ghicească ce nevoi aveți. Trebuie să spuneți despre nevoile voastre, trebuie să spuneți ce așteptări aveți și ce puteți să oferiți, ce vă așteptați voi să primiți de la o relație de iubire. Atenție! Cei care sunt singuri pot transforma o relație de prietenie sau o relație profesională într-o aventură plină de pasiune, într-o aventură care se va remarca foarte frumos în ochii celorlalți. Poate chiar să inspirați pe alții, voi sunteți oricum foarte buni să inspirați, să inspirați pe ceilalți să-și caute iubirea adevărată, să trăiască o iubire așa profundă, intensă, să se îndrăgostească. Oricum, voi sunteți îndrăgostiți de viață din toate punctele de vedere. Avem mult flirt, voie bună, distracție, aventură și potențial de a înțelege iubirea altfel. Aveți de-a face și cu prietenii care să vă, spunem așa, să vă impacteze pe sectorul amoros, adică să aveți prieteni care să încerce într-un fel sau altul să vă influențeze. Atenție, încercați să știți să puneți o limită celor din jurul vostru. Găsiți o modalitate prin care să puneți o limită în așa fel încât oamenii să nu se bage peste voi, da? Dacă cereți voi un sfat, îl cereți. Dacă nu, să fie toată lumea pe treaba lui, pe treaba sa, să nu se bage nimeni peste o altă persoană, pentru că ați putea să fiți tentați să aplicați urechea la tot felul de zvonuri, bârfe și așa mai departe. Oricum, aș spune că un an în dragoste bun, sunteți puși pe făcut colaborări. Asta ajută din multe puncte de vedere. Colaborări, puteți să vă cumpărați și casă, să vă mutați cu partenerul, de ce nu? Deci avem aici case, parteneriate, avem aici colaborări foarte bune, de orice natură. O să vorbim și pe partea financiară de colaborări, pentru că și acolo vor fi ceva colaborări. Cei care într-adevăr nu se înțeleg absolut deloc, pot divorța, asta ca final de... Dar e tot spre binele vostru. Lunile februarie, iunie și octombrie vor fi sensibile pentru cei care au probleme în cuplu.
Dar, per total, vor fi mai multe cununii și cereri în căsătorie, logodne sau, eu știu, îndrăgosteală, decât separare și divorț. Dar unde nu există fericire, unde nu mai aveți nimic în comun, nu se mai poate face nimic, da, va apărea această ruptură. Foarte bine pe partea asta de iubire, pe sectorul relațiilor, pe sectorul parteneriatelor, sunteți și surprinși de ceea ce primiți de la oamenii din jurul vostru, și anume iubire necondiționată, așa, să spunem, din locuri neînțelese sau când vă e lumea mai dragă, chiar atunci când aveți nevoie într-un fel sau altul. Financiar, să știți că este un an cu multe surprize, este un an în care veți face schimbări majore, în care puteți să creșteți, să evoluați, în care puteți să faceți, să spunem, niște investiții, mai ales atunci când Jupiter va intra în semnul Peștelui, în Pești. Mai mijloc de mai 14, mai 28 iulie, cam asta va fi tranzitul lui în Zodia Pești în 2021, investiții, credite, bănci, poate să primiți ceva, vreo moștenire sau ceva, poate să vă asociați cu cineva, oricum tot anul este despre asocieri, parteneriate, colaborări, schimbarea furnizorilor, schimbarea partenerilor sau să mai vină cineva în plus, foarte bine în zona asta. Puteți să legați niște asocieri incredibile. Oricum vă veți schimba mult și prietenii și oamenii cu care lucrați și felul în care abordați anumite situații. Deci puteți să rezolvați pe partea financiară, să investiți, să faceți bani, să vă folosiți intuiția, flerul în afaceri, să aduceți o mulțime de variante și posibilități pentru businessul vostru, cei care aveți businessuri, și chiar să aveți tărie, putere de a munci. Ne arată că munciți mult, sunteți determinați, sunteți focusați și vă ajută și toate aceste planete, adică sunt de mare ajutor și destinul în Gemeni, pentru că vă va scoate în cale omul potrivit ca voi să creșteți, să evoluați. Într-adevăr, Neptun poate să aducă și un pic de entuziasm, așa, care nu prea e foarte bine înțeles, dar ușor, ușor să dau vălurile la o parte și veți alege cu înțelepciune. Iar Uranus în casa 10-a răsturnă de situație pe partea asta a carierei. Poate să vi se propună un post interesant sau să faceți voi o schimbare a jobului, a tot ce înseamnă domeniul de activitate unde ați activat până acum. Aș spune că financiar, dacă veți acționa la momentul permis și potrivit și veți fi pe fază, veți crește și veți evolua. Da, bine, aici ține foarte mult și de voi și de deschiderea pe care o aveți. Într-adevăr, eclipsa care va avea loc în semnul Taurului din 19 noiembrie va aduce șansa la final de an să vă schimbați jobul. Și, bineînțeles, chiar și eclipsele care se vor forma în semnele Gemeni și Săgetător vă vor ajuta să ieșiți în față și să creați niște conexiuni importante cu anumite persoane care sunt subiecte cheie sau subiecti cheie, nu știu cum să-i spun, persoane cheie într-un fel sau altul, da? Aș spune un an bun și financiar și amoros. Într-adevăr, sănătatea este fragilă, delicată. Aici puteți să reveniți la anumite afecțiuni pe care le-ați avut, în sensul că am avut, nu știu, alergie, să am iarăși o alergie. Poate că aveți nevoie să lucrați mai mult spre a vă îmbunătăți starea de spirit și sănătatea, dar starea de spirit se îmbunătățește că pe iubire stați bine, cu banii aveți șanse, deci de ce să nu fie o stare de spirit pozitivă, că aveți toate șansele să creșteți și să evoluați, dar relațiile cu ceilalți sunt iarăși frumoase și satisfăcătoare, veți fi în centru atenției, lumina va fi pe voi.
Jupiter în Vărsător oricum este semnul vostru opus, da? Și atunci asta este foarte bine. Dar aveți nevoie să vă îmbunătățiți starea de sănătate, să faceți mișcare, să mâncați mai sănătos și chiar și o dietă sau, mă rog, o rutină spirituală nu ar strica. Oricum veți avea niște experiențe extrasenzoriale deosebite în vară. Dragii mei, aș spune că este un an în care veți crește, veți evolua și vă puteți întâlni iubirea, puteți să vă luați angajamente, să intrați într-o colaborare de iubire sau financiară. Aveți atenție acolo și cu schimbarea jobului, acele eclipse vor aduce schimbări și mai ales cea din noiembrie pe partea financiară sau pe partea asta a business-ului, a jobului pe care îl aveți. Și puteți să scăpați și de o mulțime de cozi financiare sau chiar să faceți investiții frumoase. Să vă fie de bine și anul să fie magic!